În comuna Scoarța s-a înființat recent serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor aflate în subordinea Consiliului Local. Primarul Ion Stamatoiu a subliniat importanța acestuia pentru locuitorii comunei, care anterior erau nevoiți să se deplaseze în Târgu Cărbunești sau Târgu Jiu pentru a solicita documente de identitate. Avem într-adevăr un nou serviciu, un serviciu de interes public, evidența populației. Ne-am dorit acest lucru datorită faptului că depindeam de cei de la Cărbunești, acolo mai multe localități, oamenii nu aveau mijloc de transport, era foarte, foarte greu să se deplaseze. Avem foarte mulți cetățeni în comuna Scoarța care locuiesc, de fapt, comuna Scoarța, dar au domiciliile până ani în urmă au lucrat, au avut apartamente, s-au arătat către Scoarța. Doar din aceste motive, greu de deplasabil, departe, de casă, am încercat și am reușit cu sprijinul domnului director Dorele Popescu, la Consiliul Județean, am reușit acest lucru, bucurător pentru noi că autoritate locală, dar și pentru cetățeni. Are toate dotările necesare, ultima generație de dotări, că la nivelul comunei Scoarța, după recensământ, avem 5.529 de cetățeni care locuiesc în comuna Scoarța. Cu domiciliu stabil sunt sub 5.000. Noua unitate va oferi astfel un acces mai ușor și mai convenabil pentru cetățeni în obținerea și gestionarea documentelor de identitate și stare civilă. Acest serviciu va contribui la îmbunătățirea eficienței administrative și la reducerea timpului și costurilor pentru locuitorii comunei Scoarța. Lucrăm cu profesionalism, am primit felicitări pentru colegii noi care au făcut aceste cursuri, care au depășit foarte greu examen și așteptăm cu drag pe toți cetățenii comunei Scoarța